pe străzi de aur vom umbla. Vreți? Slăviți să fie. Haideți să ne deschidem inima, să lăudăm pe Domnul din toată inima și să știm că El se va coborâ. Auzi, poate 99 nu merităm să se coboare, dar unul merită să coboare Domnul pentru noi. S-a dus Domnul după oaie, slăvit să fie El. E zi de sărbătoare, amin, aleluia, Iisus Hristos apare. Să vă mulțumim.
trăim, am vrut noi în pocăință, dar vine vremea când Dumnezeu nu mai acceptă. Când vin biserică și nu ai o lacrimă, problema nu-i Dumnezeu, problema ești tu. Spune fratele meu. Dumnezeu se coboară pentru un singur om. Aleluia. Am trăit uneori cum am putut, m-am înșelat și eu singur, dar a venit un timp când Dumnezeu m-a cercetat. Și acel timp, trebuie să faci și tu, să l-am și eu. Dacă nu vrei să-ți dezlipești inima de unele lucruri pământești, vine Iisus Hristos cu focul Lui și se le dezlipește. Nu e o cântare mai minunată decât să prinzi rugăciunea pe poartă printre stăie. Uneori am încercat să citesc în Biblie, nu a fost de ajuns. Și într-o noapte vorbește Domnul, dă-te jos din pat și te rog. Avem probleme. La oamenii mi-am spus, am zâmbit, am râs, tot era frumos. Rezolvare n-am avut. Să spun, mi-era rușine, să apelez la frață. Știți că unii se bucură. Și trăim vremuri când nu mai ies părtășie unii cu alții și părtășie unii despre alții. Uitați-mă, orice cer te duci, să începe cu Biblia, să termine cu bârfa. Domnul să ne dea putere. A fost în România, spune fratele Iulian, că ați intrat în carantină. Acum 3 săptămâni am fost cu ajutor în România și așa de minunat a lucrat Dumnezeu. Mi-a arătat Dumnezeu în corecție. Mi-am făcut testul, se plecă în România. Că Biblia a spus să nu uiți partea Domnului. Să dai Domnul vin în vile roade, care sunt bune. Și ne-am pregătit să mergem 1200 de kilometri și îmi fac testul și nu vine testul. Și așa de supărat, zic către fratele Gărel, zic, nu, să mă plin, te duci tu să-mi vreau să mă. Deși stăiam ca credință, dar Toma, necredinciosul. Și spune la fratele Gărel, hai prin credință. Și am zis, mă, o fac ăștia în carantină și vreau să rămân în România. Ce numă că merge să faci lucrarea Domnului. Seara am sunat, am cumpărat 5 tone de fărină, 600 de litri de ulei și ne așteptau mie să ducem bani. Și am ajuns la Bama și testul nu mi-a fost ajuns. Să băgam carantină pe bandă rulantă. Și când am ajuns la Bama, m-am schimbat de la volan, am zis, nu, poate nu o să mă întrebe. Și l-am pus pe fratele Viorel. Dar Dumnezeu spune în Deuteronom, capitolul 28, sunt cu tine la plecare și la venire, vei fi cap și în codă, dar ce se pasă din crezi mine să mărturisești toate lucrurile. Știți că unii lucruri sunt benefice pentru alții? Și am ajuns la Bama și fratele Viorel arată testul și face cu mâna liber. Eu tremuram în dreapta că să mă bag în carantină. Nici greu. Unde trei test. La intrare în Austria, cu numere de Austria, e din nou carantină. Și vine un soldat și face cu mâna, treceți. Toți se trezeau pe dreapta, le controlată. E drept Dumnezeu? Să te încrezi în noi. Haideți să cântăm din toată inima, nu suntem. Cântarea spune așa din mână. Să fie rugăciunea ta cu jertfă pentru cui, pentru slava cu omul, pentru slava sa. Cântarea așa de minunată, atât de mult îmi place să o cântăm, că îmi pune nădejdea în Domnul. Sunteți din nădejdea de Hristos, vă trezesc cu probleme. Că pe pământ spune Biblia, că vom avea probleme. Am spus, Doamne, că veți trăi mult și bine și fără probleme. Dar la probleme avem răzbunare, Iisus Hristos. Nu vă gândiți ce va fi pe ziua de mâine, ne vaccinăm, nu ne vaccinăm. Că Biblia spune, îi ajungeți în jurul lui. Tu astăzi ești cu Domnul, spune gloria Domnului mâine, din nou Domnul va fi departe. Slăviți să fie Domnul. Amin. Să stai în fața poporului, nu e ușor. Spune fratele Iulian aici, să stai Domnul cu tine, dar nu poți să trăiești pe tot. Când nu trăiesc cu Domnul, n-am curajul să cânt. Și am învățat în urmă 4 ani de zile, când Domnul cerceta și mă prin încercare. Să vii să vorbești în fața poporului, ceea ce nu trăiești foarte greu, pentru că și cuvintele tale ne ajung unde? La inima oamenilor. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, prin cine vrea, El e Dumnezeu. Fiind un timp de rugăciune, noi să sărbesc timpul, am misionat anul trecut, deși a fost pandemie și în 2020, mii de kilometri. Și spunem cu fratele Iurel, poate ne mult îmi doresc să ajung la biserică, unde trebuie să stau, să ascult, să plâng și să mă rog. Și am găsit în dimineața asta o biserică, nu l-am văzut pe Domnul, încă nu m-am întâlnit cu El personal, față în față, dar sunt în fiecare zi în viața mea, sunt în al doilea loc. De când am intrat pe ușa și m-am rugat, l-am simțit pe Domnul. Dacă în dimineața asta m-am simțit pe Domnul, înseamnă că are o problemă. Inima nu ține. Știți că ne-am obișnuit?
să-i dăm trupului hrană. Și o mare diferență între suflet și trup. La trup îi trebuie șnițel, salată de bœuf, mâncare cât de bună, ca să ai kilograme multe. Să poți posti, mă gândesc. Dar la suflet îi trebuie altceva. Post, rugăciune, părtășie, citirea Bibliei, Duhul Sfânt, rugăciune cât de multe. Amin, ajută-ne, Doamne. Și întreb acum am o întrebare care fiecare să cercetează pe sine. Exact cum spune la cina Domnului. Și acasă. De câte ori îi dai sufletului să mănânce pe săptămână? Cât stai în părtășie cu Dumnezeu? Cât citești în Biblie, cât te rogi? Cât asculți Biblia, dacă nu poți să o citești, ești la muncă? Și asta e pentru suflet. Că pentru trup ne îngrijim. Eu vorbesc la mine, am mâncat undeva la 103 kg, stau bine. La trup i-am dat. Și acum mă întreb la suflet cât i-am dat. În anul 2020, când a venit pandemia, aș vrea să fiu un pic scurt, uneori mă legesc. Am zis, Doamne, dacă tot am găduit timpul ăsta, să știți că a fost foarte binevol pentru mine. Și că pentru, pentru fiecare. Știți că Dumnezeu și poporul lui Israel, de fiecare dată când se îndepărta, Domnul mi-l lovea. Va cu ciumă, va cu moli, pentru că Dumnezeu te iubește. Și în 2020, Dumnezeu, cel de frumos, mi-a dat și mie o resetare. Tot timpul îmi găsăm să mă duc la alții, dar pentru mine n-avem timp, pentru suflet. Și am făcut o jurință, a spus și fratele Iulian, în anul 2022, să nu lipsească nici o lună cina de viața ta. Dacă iei cina, ai viață. Nu o să niciodată, cu 9 ani de zile, ai în biserica asta, că cina Domnului are putere. Depinde cum e, eu să-mi deaștept sau te vindecă. Biblia spune că nu mulți sunt printre noi, mulți. Poți să trăiești, dar poți să fii morți față de Hristos. Acum 9 ani de zile, în timpul cinei Domnului, fetița mea a fost salvată. Cei care au fost din biserică, îți mai scăzi la frază, nu să vă binecuvintez. Era mai să dădea cina Domnului și medicii spuneau că luni dimineața îi tai mâna la fata. Și ceea ce e medicul suflet. Glorie ție, Doamne! Au făcut că duminică dimineața, când îmi cu pansamentele, mâna fetiței mele nu mai mirosă ca Lazar. Domnul Iisus miroase în lui. Lazar ieși afară. Așa a spus și Domnul drept fetiței mele. Glorie ție, Doamne! Mâna a fost vindicată. Cina Domnului are putere. M-am uitat când au fost primele cântări, nici nu mai vreau să citesc. Am spus, frate Iulian, să nu fiți triști. Nu-i bucurie mai mare să stai în casa Domnului. De câte ori într-un biserică și știe, fratele Iulian, misionăm. Am câteva biserici unde n-am putut să văd să o lacrimă. Știți de ce? Duhul lui Dumnezeu se coboară acolo. Unde oamenii nu smeriți, unde oamenii smeriți și nu are ce căuta. Pentru ce se coboare? Am avut o frumoasă părtășie cu un frate la St. George's Bay. L-am cunoscut luni sau marți. Marți. A fost foarte bolnav anul trecut de COVID. Un frate care o dat în care mi-a spus. Era prezbiter și-o dat legitimația. Era în biserică și pe ea, dar nu era din St. George's, acolo ne-am cunoscut. Și-a spus, mai aveam un an până la pensie și-am spus, plec în Irlanda la copii pe care vin în România. Și-a spus, fratele, eram așa de aspru, pocăința aspru în care nu era dragoste deloc. Și Dumnezeu m-a trecut printr-o boală, a luat COVID. A stat 16 sau 17 zile la intubatere animale, în comă. Și în ziua 6-a, a spus că a avut un vis. L-a luat Îngerul Domnului și s-a înfățișat în fața scaunei de lumină. Și-a spus, ai predicat atâția ani tăiet și ai făcut ce vrut. Dar n-ați vorbit de dragoste. Pe pământ lipsește dragostea. Știți să judecați. Și-a spus, încă nu vin, că nu-i timpul să-mi iau biserica, că nu-i dragoste. Și-am reflectat și-am ascultat. Fratele a spus că s-a pus-o pe dale estimația și merge și predică în toate bisericile și povestește și spune doar dragostea să rămână între voi. Biblia spune că toate lucrurile vor trece, dar dragostea va rămâne. Vin în biserică să punem fratele la mon și îl judeci. Îl știu pe ăla. Tu nu ești nimic omul. De când te-ai pus tu pe scaun de judecător? Dacă dimineața asta te-ai pus pe scaun și vrei să judeci, nu uita că sus un judecător. Am probleme, ai probleme. Și am învățat-o și o spun și nu mi-e rușine. N-am văzut în biserici, fratele meu. N-am văzut bilete să vină la învon, decât să mă vindece, să mă vindece, să mă vindece Domnul. Domnul vindecă.
Dar poți să meri în rai cu un cancer și cu un trup sănătos, poți să veni iar. N-am văzut la învon un bilou prin care se spune, Doamne, frate Iuliane, vreau să mă rugăm, vreau să scap de Duhul de mândrie, vreau să scap de Duhul de clevetire, de Duhul iuțime, nimic. Și într-o zi îmi vorbește Domnul și am scris eu un bilet, eram în misiune în Oltenia și m-am ridicat în picioare. Și am zis, Doamne, îți cer și un lucru. Oamenii s-așteptau tău să audă o problemă care. Și am zis, nu, Doamne, scapă-mă de câteva lucruri care nu înconjoară. Că trăiesc fiecare fiecare zi. Cu cât le spui mai des Domnului, cu atât Satana te lasă în pace. Cu cât trăiești care e nascuns, cu atât ești mai legat de ele. Știți că nu avem propășări, rugăciune, ne ascultă Domnul? Și aș vrea să închei să fiu scurt. Orbul Bartimeu, haina lui, frate și soră, mă ține legat pe mine și pe tine. Orbul Bartimeu era în șanț, la marginea Ierihonului, o prins trenul din șanț în rai. Biblia spune, nu spune. Și-a întrebat cine trece pe aici. Toată lumea a spus, cum a spus? Iisus din Nazaret. Și el nu scrie Iisus din Nazaret, el scrie Iisus e fiul lui David. Aleluia. Pentru că Iisus din Nazaret nu avea nicio putere. Și atunci Domnul zicea, dacă e fiul lui David, atunci aleluia, să te vinde. Și atât e frumos, îmi place pasajul, spune corbul Bartimeu și-a rugat și-a plecat la Domnul. Știți că hainele lor erau lungi, împiedicat să alergi? Ei, așa noi. Nu putem alerga la Hristos, că nu lățăm haina. Și acum fiecare să se cerceteze pe sine, să vadă ce haine ține să apropie de Hristos. Haina fățărnicie, mândrie, bârfe, toate le ține. Ți-o ridici, dar nu dai jos pe tine. Și unii în Franța am întâlnit eu și cu părere de rău. O zis, nu-i păcat să iau de pe bauștelă. Și am zis, cum nu? Nu cu rămas, dă-i înapoi la polire. Și am spus, nu vii cu macarau să-mi duci ușile. Și am spus, să mă ferească Dumnezeu să fiu portaș cu tine. Și am zis, nu-i păcat. Știți ce am spus? Vezi că ai haina pe tine, nu ți-ai aruncat-o. Ai pus-o în dulap. Și ori de câte ori e ocazia să faci vreuma negră, ceva să-ți însuțești, care nu e a tău, iei haina lor cu Bartimeu. Vedeți? E haina asta nu-i despărțit. Și spune, Domnul nu lucrează când ascultă rugăciunea. Păi nu că ai o haină care te împiedică să ajungi la el. Și haina asta poate să fie diferită în moduri. Eu zic că în dimineața asta, în cazul că haina s-o dăm jos, și s-o aruncăm cu Părintele cu Bartimeu. Biblia spune că nu a fost vindecat, că a fost ce? Mântuit. Așa a spus Domnul Iisus. Nu a spus te-am vindecat. Credința ta te-am? Slavă Domnului! În dimineața asta avem credință. Și avem mai cina Domnului. Aleluia. Cine e bolnav poate să plece acasă. Aleluia. Eliberat. Aleluia. Iar vrea să plec acasă schimbat. Aleluia. Să fiu altul. Chiar dacă îmi rămâne bolă în trup, o duc cu mine. Dar vreau ca sufletul să-mi fie salvat. Scapă-mă, Doamne, de mândrie, de clevetire, de plânfă. Fă-mă, Doamne, mulțumântări în toate lucrurile mele. Aleluia. Vreau să vă văd vesel în timp ce vă, după ce rugăciunea se va cânta. Cartea Psalmilor 150 de psalmi. 16 psalmi încep toți. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul. Cum poți să lauzi pe cineva când ești supărat? Nu mai cum. V-ați vorbit vreodată careva de tine supărat la față? Nu. Ați văzut? Psalmistul spune, lăudați pe Domnul. Pe lauzi, frate, cu toată lumea. Care n-ați fost la oncologie. Mergeți acolo. Și o să veniți în casa Domnului și o să umblați aici. Pentru că acolo s-au pași morți. O liniște eternă. Ne ducem și pe spitale și predicăm. Am ajuns cu fratele Viorel, mă scuzați că n-am încheiat, acum 3 săptămâni în Germania. Duhul Domnului ne spune să mergem mii de kilometri. Și n-am știut de ce. O frate nu a putut să vină la evanghelizare. Era rupt în suflet. Și am stat până la 4 dimineața cu el și l-am îmbărbătat. Și la plecare de acolo s-a pus pe genul și a zis, să ne rugăm. El nu se pune problema. La plecare și la venire rugați. Și ne-am rugat și a spus fratele ăsta, dacă nu veneți, nu știu ce se întâmplă cu mine. Și am spus, Duhul Domnului mi-a pus pe suflet să vină și cu tine. Vedeți cât de mult contează? Să te duci unde? Unde te trimite Domnul. Ajută-te. Unde vrei tu? O îmbărbătare de când ai mai spus-o cuiva. Sună un frate și spune, frate, nu te-am văzut la biserică. Oare ce s-a întâmplat cu ei? Îți pare bine că nu-l vezi? Că e rămas ca un gol? Epistola, tot epistolele lui Pavel, ne îndeamnă 98% să propovăduim Evanghelia. Mergeți și faceți, mergeți și spuneți. Și noi stăm bine că sunt biserică. Dar îmi place un lucru, am găsit în dimineața asta aici. Matei, la ușa, casa tatălui meu se va chema, slăviți-vă Domnul. Rugăciunea schimbă totul.
Când stai în rugăciune, Dumnezeu se schimbă planul. Aleluia. Dar nu le schimbă cam greu. Pentru că trebuie să mergi la greu. Și un lucru, ăsta vreau să închei, mi-a plăcut foarte mult cu frate Ivan și o spun și eu. Dar în alt context, a spus frate Ivan așa de minunat, Viorel știe, că dincolo vom umbla pe glorie Domnului. Eu aici n-am reușit încă să cumpăr un kilogram de aur, dar vine vremea și mă lupt, dar mă lupt. Nu pot pune în rând, dincolo să cal pe străzi de aur. Știți de ce Biblia spune că acolo străzile de aur? Tot Biblia ne spune acolo. Pentru că aici jos spune, nu vă adunați cu morcăle, cu mâncămăle, le fură, și acolo nu mai fi fost străzile de aur. Aici dacă le facem plutoarele de aur, le vor fura alții. De acolo le vom cărca în picioare. Dar până atunci, frașa soluție, trebuie să umblăm pe marea de lacrimi. Aleluia! O viață de pocăit, o viață de lacrimi. Și am învățat pe asta târziu. Foarte târziu. A fost un tânăr rebel. Am trăit cum am vrut. Dar într-o bună zi ți-a să mă zon care. Și întoarcerea. Și întoarcerea te doare. Dar e minunată. O pocăință autentică e o pocăință care doare. O pocăință care te costă nimic e o pocăință falsă. Nu vă înșelați mă. Intri uscat în apă și ieși fals, nu ești pocăit. O pocăință autentică, o pocăință care te doare. Avem atâtea exemple frumoase în Biblie, mi-a rămas așa. Saul și cu unul micuț în Biblie, spune în Biblia că îl chema Zacheu. Păi l-a costat pocăința. Dar nu-i spus Domnul să vândă, dar l-a costat. Aleluia! Saule, Saule, pentru ce mă frigănești? Crezi că faci bine și nu mai crede că faci bine. Lasă că îl judecă pe fratele ăsta. Cine știe unde să-l judece? Iisusul Dumnezeu, care a murit pe crucea de păcatele mele și a Dumnezeu. Aș vrea că la rugăciunea care ne stă în față, să ne rugăm cu credință. Amin. Aș vrea că Domnul să-l vindece bolnavul. Dacă e spre voia Lui. Amin. Dacă nu e spre voia Lui, atunci să se facă tot voia Lui. Pentru că El știe mai bine. Anul trecut, în 2020, când m-am îmbolnăvit de COVID, n-am știut cum COVID, am crezut că mor. Nu mi-a făcut test, nu mi-a făcut nimic. M-am culcat sănătos și dimineața m-am trezit cu 41, febră. Curgeau apele pe mine, ardeam. Mă doreau oasele, am crezut că mor. Și știți ce am spus? N-am spus să mă vindece de mine. Am zis, Doamne, nu mă numai la acasă, pentru că nu-ți pregătit. Mai lasă-mă un timp să mă pocăiesc. Din zi în zi mi-era tot mai rău. Nu m-am dus la doctor, nu m-am dus nicăieri. Nu mă puteam nici să mă rog. Mă schimba soția, mă întorcea cu cerceapul, mă durea dacă pune mâna pe mine. Și a doua zi, Doamne Iisuse, mă las să-mi deschid ochii să citesc Biblia. Și am luat Biblia și am citit-o. Și m-am pus și m-am rugat. Și am zis, Doamne, mai lasă-mă un timp pe pământ. Că știu că mai am de făcut multe. Și Domnul a îngăduit, dar n-am uitat promisiunea. În fiecare zi dau sufletului cuvântul. Pentru anul 2022, știți ce vreau să vă rog? Să nu uitați, să nu treacă, să nu citiți. Amin. Am trăit și eu. Dacă uitam, telefonul mă întorceam după el. Dar vii la biserică și îți permiți să vii fără Biblie. Nu spune că ești pocăit, că tu ai citit Biblia acasă, că nu te crede. Asta, cartea asta să nu depărteze de unde? Și atunci te-o lași acasă? Telefonul lui și te duci în viteză. Și ce ești pe soție că nu ți-a la telefon. Și tu vii la biserică și ridici mâini spre cer. Mâinile le-am scurate. Și am învățat un lucru. Nu mă depărtez de cartea asta. Când vine ispita, dacă ai mâncat cuvântul Sfânt, vei avea putere să nu faci pe sapă. Cei care sunteți de la țară, nu cred că ați mers la sapă cu burta goală, că nu puteți săpa. Și tu mergi înaintea lui Satana, fără Biblie, fără cuvânt, vezi că o să te zdrobească. Vei veni din cerul. Ești pe pământ. Dar împreună spune Biblia că dacă l-ai pe el, ești biruitor. Dimineața asta îl chemăm pe el în ajutor. Domnul să ne dea putere. Să vindece pe cei ce se vindecă. Dar mai tare să Doamne vindecă-ne sufletele noastre. Vrem să ajungem în împărăția aceea. Să te slujim cu adevărat. Amin. Domnul să ne dea putere.
Noi eram invitați ca și cântăreți și acum nu ne cunoșteau frații și au spus, vin să
vedeți niște mășăruși, frumos, frațăște tău. Eu am ajuns, nici nu m-am băgat în seamă, la intrare așa ca la dumneavoastră, Domnul să dea putere, fratele Iacob Cor care vine, îl duce în față. Și e minunat. Și nu o să fie, o zis, băi, ce aici, spune, acolo în față, pe săia care au inel pe deași, pe un costum frumos. Și dacă n-am avut inel, m-am pus în spate. S-a început slujba, fratele predicatorul, îmi face semn și am spus să nu cumva să le spun. Și a stat și toată slujba în stat în spate. Și a zis, măi, nu a venit cântăriță. La care spune fratele predicatorul, s-a acolo în spate. Păi și nu i-a întunat. Și a zis, nu cumva, ți-i calând rămite și la față oameni. Și a stat acolo și a văzut mai bine predica, toți erau pe telefoane să jucă. Bunul Pavel spune așa de minunat, șamenul pe care îl spui tu, despre slava lui Dumnezeu. Cristianii cu care nu spui mie amin, nu spui la fratele Iulian, nu spui la cântăreț. Pe mine nu mă ajută pe mine, nu spui amin. Dar mă ajută să pot să cresc în credință. Că lucrarea e primită. Bine nu faci, nu primesc la pensie mai mult, că nu se mărește salariul. Dar mă bucur că văd că biserica e o biserică botezată cu Duhul Sfânt. Cântarea care așa de minunată și se potrivește. E Tatăl nostru, că Iisus a spus, că învăț și o să vă rugați, că voi nu știți. E minunat să te rogi oricum să ceri, dar eu nu-mi cer niciodată la masă, cu rând de cu Tatăl nostru și apoi adu mulțumim. Alte lucruri. Cântarea așa de minunat spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că ce-a făcut? A dat pe Sfântul Fiu, a trei copii, trei fetițe minunate, pentru cele mai minunate sunt copiii mei când fac minuni în fiecare zi. În fiecare zi am putut minuni în casă. Poate mi-o spart una, poate mi-o spart alta, e minunat. Și am învățat un lucru. Lăsați copilașul în biserică, nu-i opriți. Lăsați să vină la Domnul. Am fost dus în biserică, am încercat să plec din biserică, am ajuns în Maroc. Dar cuvintele Domnului au rămas în proiectul veșnic. Aduceți copiii la biserică. Am fost numit mult într-o biserică și am predicat. Am înscris la școala de predicare, dar Dumnezeu schimbă omul. Am vrut să ajung la învăț să-mi primești o laudă. Și a spus Domnul, nu, și ăsta e un lucru în continuu. Dar tu ești pus acolo să-ți împarți pâine cu cel sărac. Tu în vestea bună mai departe. Și le fac pe toate împreună. Și minunat. Și o soră mărturisea într-o biserică. Nu veni la biserică tot timpul. Nu pot de copii. Aș veni, nu pot de copii. Și într-o zi, aveți grijă ce spuneți Domnului. Că nu poți să vii la biserică. Și Domnul e unul dintre copii. Nu mai spune că nu poți să vii la biserică. E copii. Ia-ți copii și vin ca să Domnului. Că ți-l ia Domnul. Să ne ferească Dumnezeu. Dacă nu-i aduci nimic, când îți mai bine aduci în biserică. Când aia începe, mă încredințez în brațul Domnului, să fie oricum de veci. Până când Domnul va veni, vreau să-mi slujesc cu bucurie. Haideți să cântăm cu toți cântarea, că mi-e amată. Tatăl nostru, pe care trăim în fiecare zi, spui dimineața, dar să-mi trăiești până seara. Aleluia! Yeah.
Sunt prea sărac să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Știți de ce? Știți când a făcut Ana cântarea de laudă? Știți? Știți când Moise a făcut cântarea de laudă? Frați și surori, îi dau slavă lui Dumnezeu după aproape 2000 de kilometri pe care de miercuri am plecat în România. Și aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor ce vă rugați pentru lucrarea aceasta de misiune, de evanghelizare. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor ce v-ați rugat până acum, anul trecut, și Dumnezeu mi-a dat biruință. Unul se roagă, unul cântă, unul dăruiește, unul postește, fiecare facem ceva. Suntem ca albinele în stup. Aleluia. Mărească-se numele Lui. Eu asta vreau să cred că e Biserica Bethesda. Am vrut să... Anul trecut de sărbători să vă dau un salut, dar nu a fost loc, a fost foarte mult ocupat. Dar acum, dacă tot sunt aici, vreau să vă îmbărbătez în numele lui Iisus. Vreau să vă dau câteva cuvinte sfinte, ca în anul acesta, care să pășim împreună. Nu știm pe care Dumnezeu îl ia. Nu știm care pleacă. Dar am ajuns să spun că mai ferice sunt de cei ce pleacă acum decât cei mai târziu. Prin harul lui Dumnezeu am ajuns la două închisori pentru că-i baga și trebuie să-l dau jos. Și mai multe femei de acolo, am fost la Gherla, la închisoare de femei, mai multe femei m-au rugat. Și pe mine și ceilalți frați cu care am fost, te rog, roagă-te pentru mine și familia mea. Pentru fetița mea, are 7 copii, vin alături. Noi suntem din Ucraina, la noi zice că e război. Rugați-vă! O mai venit câteva femeia care zice, rugați-vă pentru mine, am probleme! Am ajuns la închisoare la Aiud. Și am văzut la Aiud sfinții care au fost martirizați. Și am zis, Doamne, dacă voi ține calea lor, voi ajunge și eu. Să mă întâlnesc cu ei.
După aia, prin harul lui Dumnezeu, am ajuns la o biserică, Munții Carpați. De la ora 6 seara până la 8 seara era biserică. Noi am ajuns la 8 și 6 minute. Când să se termină biserica, a început alt val. Amin. Și a ținut până la 11 și un sfert biserica. Și știți ce am rămas uimit? Asta am vrut să vă spun. Foarte multe surori și frați au stat 4 ore și după ce s-o terminam biserica, s-o mai stat la părtășie, la masă, la discuții, la povestiri, la îmbărbătări și am ajuns să mă culc la ora 2 noaptea. Mort! Vă spun sincer. Cu o zi în urmă am dormit doar 2 ore. Cu un frate scump a zis, mă, ți-am găsit de lucru, mă, că lucrul ăsta care l-ai trebuie să merg la 2 noaptea. Mă, zic, da, am dormit și săptămâna trecută puțin și săptămâna asta vă mărturisesc că de-abia stau pe picioare, îmi tremură picioarele. Eu am ajuns azi dimineață la 3 și jumătate aici. Da, și Dumnezeu, am avut în inimă dorința să stau la masă cu Domnul. Și Domnul m-a trezit la 7 și jumătate și zic, de ce nu mai spun la nevastă? De aceea sunt aici, nu să vă predic. Să mă bucur împreună cu voi, că Dumnezeu revarsă bucurie! Dacă oamenii aceia în vârstă, 70-80 de ani, au putut să stea 4 ore, 5-6 ore la părtășie, de la ora 12, frați și surori, de ieri de la 12 până azi dimineață la 3 și jumătate, am condus. Slăviți să fie Domnul, că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Aseară eram într-o familie unde e groază mare, groază mare. Sora tânără de 40 și ceva de ani bolnavă de cancer, tatăl ei bolnav, ea trebuia să-l învârtă după o parte pe alta, dureri îngrozitoare. Și sora îmi spunea, mulțumesc lui Dumnezeu că mai pot să deschid ochii. Frați și surori, în acest an nou care Dumnezeu ni le-a rânduit, în prima cină, vreau să vă citesc ceva. Ca jertfă de mâncare, din cele din tâi roadă, veți putea să le aduceți Domnului, dar ca dar de mâncare, de miros plăcut, să nu fie aduse pe altar, toate darurile tale de mâncare să le sărezi cu sare, să nu le lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, care este semnul legământului Dumnezeului tău, la toate darurile de mâncare să aduci sare. Sarea, frați și surori, este o vorbă bună, o mângâiere, o îmbărbătare. Și mă gândeam să vă dau și o pildă, mă gândeam la Avraam. Dumnezeu i-a zis lui Avraam, Avraam, ești din casa ta, eu voi binecuvânta pe cel ce te binecuvintează și voi blestema pe cel ce te blastemă. Și la un moment dat Avraam ajunge într-o situație că se întâmplă aici unui mai așa mai impulsiv ca mine, ca tine sau altui așa mai ușuratic așa și se întâmplă. Dar aș vrea ca în acest nou an să nu uitați de sare. Să nu uitați că stăm înaintea lui Dumnezeu cel neprihănit și El se uită la viața mea, cum spune în Psalmul 33. Dumnezeu privește din înălțimea cerului și vede pe toți oamenii din locașul locuinței Lui. El vrea să întocmească inima. Ești aici? În inima ta, frate și soră, de azi încolo adună sare. Și spunea Avraam, care căuta pace, căuta unitate, căuta să meargă pe același drum, că avea o țintă. Și ținta lui și ținta noastră este să ne întâlnim cu Domnul, să aducă sare. Și-a spus, dragule, hai să nu fie ceantă între noi,
Suntem aici în biserică de atâția ani, de atâtea luni și împreună tragem și ducem chinul. Dacă tu vrei să faci așa, uite, eu voi face așa, dar să fie pace între noi, ca jertfa pe care vrem să o aducem să fie sare, un dar de un bun miros, plăcut Domnului. Frați și surori, nu-i de ajuns că mergem pe drum. Pe drum trebuie să mergem cu bucurie, cu frică sfântă, aleluia, cu lepădare de sine. Aleluia. Dacă vrei să aduci un dar la altar și știi, și acum eu vă întreb și pe mine și pe frați slujitori, când vezi că Ghiță Maria trece pe lângă tine și nu dă mâna cu tine, azi, mâine, voi mâine, ce zici? Nu-ți dă nimic de gândit? Păi noi dacă suntem aici, suntem o comunitate, suntem cum? Frați și surori! Amin! Și frații se îmbrățișează! Surorile se îmbrățișează! Dumnezeu să ne deschidă ochii minții! Amin. Aș vrea să mergem împreună pe acest drum! Până la capăt! Se spune aici că dacă ai ceva împotrivă, tu vrei să aduci, că nu te vede nimeni, că în inima ta, eu de 20 de ani tot trec printre senzorii aceia, printre cele două senzori, și sus și jos, și de multe ori peste tot mi se aprinde luminile, că am, știu eu, metale, am rucsac, am nu știu ce, și nu mă oprește nimeni. Nici aici nu te oprește nimeni, că nu vede nimeni. Dar la senzorul lui Dumnezeu vreau să spun că pe ușa aceea nu vei trece! Cineva spunea că raiul se aseamănă cu o poartă strântă. Cum spunea Domnul Iisus, intrați pe poarta cea strântă. Și zice că nu poți să intri decât cât ești. Și dacă ai bagaj în spatele tău, ce faci cu el? Că nu poți să intri, trebuie să vii să-ți rezolvi problemele tale. Fie sau facă Dumnezeu ca la cina aceasta, cum zicea fratele Loreț, cercetați-vă voi pe voi înșivă! Să nu ne cerceteze Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu vine să ne cercetează, ne dă și chitanța. Și Avraam a zis, dar el, când s-a uitat, s-a uitat în sus și a zis, eu mă duc cu Domnul Dumnezeu. Poate tu în hotărârea ta, în decizia ta, ai ajuns mai presus de fratele tău, că l-ai jignit și tu ai rămas cu fața în sus și el a rămas cu capul plecat. Te-ai gândit vreodată la asta? Când discuții, sunt discuții, au fost și între apostoli. Te-ai gândit să fie pace? Frați și surori, vreau să vă spun o mărturie. Trebuia să mă duc cu un frate în Germania să-l ajut să-și cumpere o mașină și avea nevoie de un șofer. Una, că el zicea, cu mașina care vine, vine el și cu aia vine eu înapoi. Și ne-am dus în Germania și ne-am uitat la o mașină, ne-am uitat la a doua mașină și după ce ne-am uitat la a doua mașină, când urc în mașină, n-am luat-o, el supărat. Mă zic, de ce-i supărat? Ce-o pățit? M-a interesat că eu am venit ca să-L iubesc, să-I fac un bine, să mă jertfesc. Și la un moment dat își deschide inima și bă, zice, Doamne, eu am crezut că tu ești pocăit. De-aia te-am luat cu mine. Mă zic, nu sunt, mă silesc, dar zic, spune-mi, cu ce te-am supărat, să-mi cer iertare.
Păi măi, dacă ai venit cu mine, eu am crezut că vii și tu, te uiți pe sub mașină, te uiți și tu în stânga, în dreapta, să vezi cum e mașina, îți dai cu părerea. Zic, frate, zic, asta nu pot să o facă, dacă eu nu văd bine și e mașina, o să dai vina pe mine. Și el pentru lucrul ăsta s-a supărat. Un lucru minuscul. Și supărat mi-am dus mai departe, că n-am avut încotro. Ori el trebuia să se dea jos din mașină. Și până la urmă s-a luat mașina. După 800 de kilometri a venit plângând acasă și a zis, Doamne, am venit să-l iubesc pe fratele ăsta, să-l ajut. Mi-a lăsat copiii și am venit să-i fac bine. Și am venit duminică dimineața, că sâmbătă am ajuns la Viena, sunt duminică dimineața, vin înaintea Domnului să-i aduc jertfa, să pun sare, să-i aduc mulțumire că m-a păzit în călătorie. Și am văzut că tavanul era închis. Frați și surori, am simțit că tavanul e închis. La ora 10 m-am dus la soția mea și zic, auzi, eu plec, nu mai pot. Durerea mea e prea mare, nu mai pot! Și plec! Și l-am sunat pe respectivul și frate, unde ești? Sunt acasă. Zic, vin la tine. Și m-am dus la el și am spus, frate, te rog frumos, iată. Eu n-am putut să pun sare pe jertfă, să aduc Domnului, că nu mi-o primit. Și dacă eu vin și vin degeaba, că voi să zici, Doamne, dacă tu nu vii cu noi, noi nu mergem, că mergem de ceala, e amicul, ne împrejoară și ne omoară. Și vreau să vă spun, frați și surori, ne-am îmbrățișat, ne-am pupat, ne-am cerut iertare, am zis, eu sunt de tine, ai dreptate, iartă-mă. Și în ziua de azi sunt cel mai bun prieten cu fratele ăsta. Și mi-a spus odată o vorbă, fratele ăsta, nu l-am văzut odată la amvon. Dar mi-a zis o vorbă care mi-a străpuns inima și până în ziua de astăzi vorba aceea mă urmărește. Știți ce mi-a spus? Frate Ion, să nu te uiți la rod. Tu du-te și luptă-te cu Dumnezeu. Intră în bătălie, dar să nu te uiți la rod, că atunci s-ar putea să vină mândria și să cazi. Și asta mă urmărește! Nu? Știți ce-a spus Saul? Păi cum, mă? Lui? Păi el e împărat sau eu sunt împărat? Lui dau zecile de mii și mii, numai mii? Nu lasă că-i dau eu, iar eu cine sunt? Și așa este și în biserici, frați și surori. Iartă-ne, Doamne! Dumnezeu să aibă milă de noi, frați și surori. Și dacă în această dimineață vrem să aducem o jertfă și să ne bucurăm stând la masă cu Dumnezeu, să ne înviorăm și să avem viață, haideți să aducem sare! Știți că sarea se mai aseamănă cu nisipul fin? Să ne aducem din ăla, frate și surori, să nu ne înșelăm, pentru că sarea mai are un component, are gust. Și când tu vei spune fratelui sau sorei pe care l-ai jignit sau poate l-ai bărfit, fac o paranteză, cu câțiva ani de zile în urmă a venit un frate la mine. Ne dădea mâna cu el, pace, de câte ori ne întâlneam. Zice, frate, eu trebuie să stau de vorbă cu tine. Zic, zice, de ceva vreme încoace nu pot să dorm. Te-am judecat. Nu m-a durut. Păi el a durut. Te-am judecat și n-am avut liniște și pace. Și am venit să-mi cer iertare. Te rog, iartă-mă că te-am judecat pe nedrept. Mai ai simțământul ăsta înaintea lui Dumnezeu? Păi mai ai? La un moment dat, Moise, care a fost ales de Dumnezeu, cum cu toții știm, se ridică trei oameni și apoi se ridică și poporul și Moise. O le-a zis cu blândețe, fraților, nu vă ridicați împotriva noastră.
că noi nu facem altceva decât să-L slujim pe Dumnezeu. Dacă voi vă ridicați împotriva noastră, să știți că nu împotriva noastră vă ridicați, ci împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu, frați și sorori, să ne înțelepțească că de aici, de la Amvon, pe cel ce va predica judecă Dumnezeu, dar și pe ascultător care stă și se rănește și se rănește și numai o școvele aruncă și pe acela Dumnezeu îl va judeca. Fie ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne deschide ochii minții. Închei, dar nu oricum, spunându-vă, Iahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și din Betesda. Și tu, împărate, frate lucrător Iulian, frate Lorenz, așa vorbește Domnul, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Aleluia. Mă rog în anul acesta care mi-a ajutat Dumnezeu în prima lună în care suntem, Dumnezeu să dea multă înțelepciune lucrătorilor, să rânească turma cu bucate alese. Mă rog lui Dumnezeu ca turma să presare sare și împreună să fim un buchet de flori care să răspândim mireasa lui Hristos. Amin. Știți că acum m-am obișnuit că să-și parcă n-aș mai pleca. Aici nu. Slavă Domnului! Dacă ne mătim, când a fost întâlnată la biserică, aici pe undeva, era tot așa plină de har. Glorie Domnului! Cântam acolo și Silvan spune că mă mântim din mea, mă nu te duce la Iulian, că acolo cântă de așa fără din ușa. Am spus că eu în acordeonul, cu mână în saxofon, în orga, și acum am zis, mergem în numele lui Hristos, dar când ne scot afară, ne scot afară. Și am luat acum înregistrarea și am cântat cântarea, Mare e Domnul meu! Cântare care o cu bucurie, îmi place pe ultima strofă. Spune așa de minunat, Mare e Domnul meu, medic fără pată, Dumnezeu și Tatăl. Deci cântarea asta o cânt, cred că oriunde. Dacă am trei cântări, trebuie cum pe asta. Pentru că e cântarea care nu e nevindecat cu plac și medică. Am venit cu gândul să mă îmbogățesc în Austria. Când medicii vreau să tăie mânuță, am zis, da, orice, mai iau și împrumut orice. Și Dumnezeu spune, nu, nebunule, oprește-te că noaptea asta îți iau sufletul, nu? Eu n-am nevoie de banii tăi. Noi n-avem voie să spunem nebunul. Dar Biblia, în Psalmul 15, spune nebunul, și în 14 spune, nebunul zice în vechiul ei, există Dumnezeu. Și atunci m-am pus pe genunchi și am zis, există un Dumnezeu. Nu te-am văzut personal, te-am știut de la mama, m-am dus la biserică. Dar dacă existi cu adevărat, coboară-te la mine în familie. Vine în fetița și te vezi de jură de la... Și m-am uitat promisiunea, să slujesc. Și apropo de întâmplare frumoasă, vreau să vă spun, îmi place foarte mult să citesc în Biblie. Și asta nu mi-a plăcut de la început. Dar am zis, Doamne, vreau să citesc cu niște ochi cu care să înțeleg Biblia. Nu-mi place să îmi spun alții despre Biblie, îmi place să mănânc eu. Dacă vii la biserică și treci doar din Amvon, înseamnă că te hrănești de la Facebook. Spune Biblia că cei din Berea mergeau acasă cercetau, vădind. Hai, vii la biserică, e frumos că ai părtășie unii pață și toți împreună cu Dumnezeu. Dar dacă ai să termină părtășia ta, ai faci și mai. Tu ești de luni până duminică în biserică. Aleluia! Și în Daniel, capitolul 5, spune așa de minunat, citeam săptămâna asta și acolo mi-am regăsit eu. Vreau să numai un minut să-mi spun. Împăratul Beșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari a lui și a băut vin înaintea lor. Și auziți acum versetul 2. Și în cheful vinului a poruncit să fie aduse vasele de aur și de argint pe care le luase de unde? La Ierusalim. Tu și eu sunt vasa Domnului. Instrumentul și orice are, care l-a închinat Domnului, în vasa Domnului. Și aici vă spun un lucru minunat. Nu vreau să-mi primim povestea. Să ferească Domnul, să aveți de lucru un om care închina Domnului. Într-o biserică în România s-au furat sculele din biserică, trei tineri. Nu vreau să dau numele și astăzi sunt pământ. Să te ferească Domnul, să te atingi de cea Domnului. Cei care sunt față, nu dați unii, să vă ferească Domnul, că-s vasele Domnului.
Și mi-a cumpărat un acordeon. Eram în biserica asta. Și vedeți cum Domnul spune că ce am eu să fie pus departe. Și l-am cumpărat pentru Domnul. Și l-am dat să prindești în lume. Și acordeonul ăla mi l-a vândut de aici din biserică, tot o frate. Și n-am înțeles multă vreme și într-o vreme Domnul deschide Biblia și mi-a spus ce mi-a închinat mie, rămâne în mie. Așa că gura ta, dacă astăzi îți ești Domnul, e făcut de cunoscut, că sunt mulți care se mai închină și la alți Dumnezeu străin. Ai grijă cât te închini și ce faci cu sufletul și cu inima. Tu ești un lucru sfânt a Domnului, ești un vas de cinste. Nu vă închinați vasă de șapătă Dumnezeu. Păstrați-vă curați pentru Domnul. Din ce fratele citea și nu-i vine să spun. Și nu uitați, Moise, în Numeri, capitolul 12, versetul 4, spune că era un om blând, cum nu a mai fost pe fața Pământului. Doamne, ajută-mă să fiu și eu ca el. Și mai sus, cu câteva versete, spune că Domnul a plecat din mijlocul poporului pentru ce? Pentru simplă vârfă. Aron și Maria, oare numai prin el vorbește? Și vii și tu și vin și la biserică și cântă frații și fac, bă, dar numai prin el, că știu că nu așa copii. Vezi că Domnul se duce. Și poporul rămâne și tu ești pe lipsă. Oricine vine în față, vine să slujească împăratul și la biserică. De-aia nu vreau să cântăm singuri, vreau să cântăm toți împreună, să ne luăm răsplată. În casa Domnului nu sunt șomeri. Cei mai importanți stau în spate și să roagă, zmătorul bisericii. Îți place că văd că biserica e plină? Și atâta timp cât e dragoste, biserica va rămâne însădită. Ajută! Pentru biserică nu știu la nimeni viață, nici Iulian, nici fratele lor, nu știu. Și omul e Iisus pe cruce. Dar păstrați dragostea curată. Amin. Cel mai mult de biserică se destramă, știți de ce? Că nu-i dragoste. Oamenii spun-i dragoste, că oamenii spun Matei, că dragostea e Dumnezeu. Păi nu l-au pe Dumnezeu, de aia nu se destramă. Haideți să cântăm cu toți o cântare minunată. Mare e Domnul meu, vrednic. Mare e Domnul meu.
Dumnezeu, cum am spus, o spun și de data aceasta, nu seacă. El întotdeauna, în aceste versete, există câteva lucruri care am putea să le luăm cu noi la drum. Am putea să înțelegem cu adevărat ce înseamnă voia lui Dumnezeu. O citim, fratele păstor, din 1 Corinteni, capitolul 11, și mi s-a dus gândul și deosebit ochii s-au oprit în dreptul unui verset deosebit.
și spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Să fie clar ce mâncați pe acasă, ce beți acasă sau oriunde sunteți. Este bun pentru trup. Dar lucrarea aceasta voi de fapt și de drept intrați în o altă stare. Voi aduceți o veste. Și vestea aceasta faptului că vestiți moartea Domnului până va veni El. Asta și m-am gândit, zic, Doamne, bun, vestești doar moartea, dar învierea, dar celelalte lucrări, de ce nu le vestești? Pentru că această cină, ca să poți să stai la masă cu Domnul, trebuie să fii mort față de păcat. Aleluia. Și vestești moartea Domnului, faptul că El a murit pentru tine, mărturisește cuvântul lui Dumnezeu faptul că El a murit pentru tine și tu trebuie să mori. Tu trebuie să fii pregătit la masa Domnului și anume să fii un om mort pentru firea pământească. Firea pământească pentru tine să nu fie valabilă. De aceea este acest verset. Eu m-am minunat, cuvântul lui Dumnezeu nu seacă. Să fii mort când ești la cină, dar față de păcat. Până va veni El, tu trebuie să fii un om mort față de firea pământească. Am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cuvântul Domnului spune că și fiecare să se cerceteze. Bă, omule, tu trebuie, om al lui Dumnezeu, tu trebuie să te cercetezi. De ce? Pentru că tu intrând în lucrul acesta, în lucrarea aceasta, fără să fii mort, fără să deosebești bine, lucrarea aceasta și o iei în chip ușuratii. Ai de-a face cu Dumnezeu. Pentru că tu nu mărturisești însuși sufletul tău, ființa ta, trupul tău, că tu ai murit față de păcat. Am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, spune, voi erați să rămână un trecut. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. După mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, între ei eram și noi toți odinioară. Eram, nu mai suntem. Rămâne lucrurile acestea vechi, rămâne în trecut. Pentru că Domnul a iertat și s-a îndurat. Iar noi trebuie să fim aceia în care să ne sărim. Doamne, nu vrem să trăim pentru lumea aceasta, să trăim în păcat. Că se întâmplă să greșești, se întâmplă o anumită lunecare. Cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie să ne pocăim, să ne întoarcem, dar problema este, nu trebuie să trăiești în lucrarea aceasta a neascultării. Cuvântul Domnului spune, dar Dumnezeu este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață. Împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Lucrarea aceasta avea faptul că măcar eram morți în greșelile noastre, noi totuși trebuie să fim, mai ales în lucrarea aceasta, morți, nu în greșeli, față de greșelile acestea care trăiam altădată. Lăudat să fie Domnul! El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Frați și surori, timpul este și înaintea și n-aș vrea să vă ispitesc și nici cuvântul Domnului să-l trec așa fugitiv. Dar totuși am vrea să înțelegem un lucru. Suntem în casa lui Dumnezeu și trebuie să înțelegem că este vremea să ne pocăim cu adevărat. Cuvântele acestea s-au spus la amvon de atâtea ori. Și am vrea ca Dumnezeu să ne ajute să trăim mai mult. S-au spus înainte să fii sare, trebuie să dăm gust.
Și gustul acesta nu, nu-l dăm decât acela care trăiește cu Hristos. Și n-am vrea să ne pierdem gustul de acest pământ. Am vrea ca să putem să dăm gust, trebuie să stăm înaintea Domnului mai mult. Cuvântul lui Dumnezeu spune că ucenicii când ei trăgeau nădejde, spune cuvântul lui, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să supere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu spune că ucenicii ei aveau o altă tragere de nădejde. Faptul că a venit Iisus pe pământ, ei trăgeau nădejde că și va izbăvi de romani. Dar totuși lucrarea aceasta lui a fost ca să nu se izbovească de romani, să ne izbovească de păcat, să aducă împăcare a omului cu Creatorul, lăudat să fie Domnul. Frați și surori, lucrarea aceasta am vrea să o continuăm noi, cei răscumpărați, și anume, pentru că ne-o răscumpărați, haideți să rămânem în această răscumpărare. Am vrea să ne ajute Domnul să rămânem în continuare în ascultare de El. Amin. Pentru că și negre și frați și surori, venirea Domnului este aproape. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, și aceasta, cu atât mai mult cu cât știți că în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în bății, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frați și surori, lucrarea aceasta minunată continuă și am vrea să continuă și astăzi. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce. Din pricina aceasta, versetul 30, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Pentru că în momentul când iei în chip ușurat din lucrarea aceasta, vine somn, vine nepăsare, vine starea de neputință spirituală, vine boala spirituală. Am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să ne ajute Domnul să stăm înaintea Lui ca atare și El să aducă izbăvire. Să lase Domnul bucurie în Duhul Sfânt. Să lase Domnul cercetare, vindecarea sufletului. Domnul să fie slăvit în toate. Amin. Acum sigur că a ne cerceta, a ne verifica, a ne pune în rânduială înaintea Domnului este partea noastră. Domnul Iisus Hristos la mormântul lui Lazar a spus, dați piatra la o parte. Tu știi care e piatra care apasă pe inima ta. Piatra necredinței sau piatra urii. Urăști. Se poate? Se poate tare ușor. Am întâlnit persoane care la un moment dat au zbunit și a spus, nu pot să-L mai văd în ochi. Parcă nu-L pot. De ce? Pentru că-L urește. Pentru că a fost un conflict, sigur, între ciudat și diavolul a adus această stare de ură. Fraților, suntem chemați ca să fim sari. Amin. Suntem chemați ca să fim morți față de păcat și vii față de Hristos. La cina Domnului pot să stea cei ce sunt mădulare în trupul lui Hristos. Amin. Cei care și-au răstignit firea lor și au ajuns să-L cunoască pe Iisus și au primit din partea lui Dumnezeu această certitudine. Amin. Că sunt iertați, că sunt izbăviți. Slăviți să fie numele Domnului. Vă invit să vă ridicați. Aș vrea, frații cântăreți, să pregătească.
să fie rugăciunea ta o jertfă pentru slava ta. Să fie rugăciunea ta o jertfă pentru slava ta. Te laudă și-mi adorare când s-ai plecat.
rugăciunea ta. O jertfă pentru slava sa, de laudă și adorare. Când s-ai plecat înaintea lor, dă-i mulțumire Domnul și spune, Doamne, Tu ești mare.
lăsat un lucru. Lăsați copilașul în biserică, nu-i opriți. Lăsați să vină la Domnul. I-am fost dus în biserică. Am încercat să plec din biserică, am ajuns în Maroc. Dar cuvintele Domnului mi-au rămas să mă recăvește. Aduceți copiii la biserică. Am fost unde mult într-o biserică și am predicat. M-am înscris la școala de predicare, dar Dumnezeu schimbă omul. Am vrut să ajung la amfos să primești o laudă. Și-a spus Domnul, nu, și ăsta e un lucru bun, continuă. Dar tu ești pus acolo să-ți împarți bine cu cel strac. Du-mi vestea bună mai departe. Și le fac pe toate împreună. Și minunat. Și o soră mărturisă într-o biserică. Nu vine la biserică tot timpul. Nu pot de copii. Aș veni, nu pot de copii. Și într-o zi, aveți grijă ce spuneți Domnului. Că nu pot să vin la biserică. Și Domnul ia unul dintre copii. Nu mai spune că nu pot să vin la biserică. De copii. Ia-ți copii și-a venit casa Domnului. Că ți le ia Domnul. Să ne ferească Dumnezeu. Dacă nu-i aduci de mici, când îți margă lucrurile și în biserică. Sigurul lui
citesc cu niște ochi cu care să înțeleg Biblia. Nu-mi place să îmi spun alții despre Biblie, îmi place să mă mănânc eu. Dacă vii la biserică și treci doar de la învon, înseamnă că te hrănești de la frescu. Spune Biblia că cei din Berea mergeau acasă și cercetau rudiri. Aia, vii la biserică, e frumos că ai părtășit unii cu alții și toți împreună cu Dumnezeu. Dar dacă ai să termine părtășia ta, ai faci mai. Tu ești de lucru până duminică în biserică. Aleluia! Și ca în Daniel, capitolul 5, spune așa de minunat, citeam săptămâna asta și acolo mi-am regăsit eu. Vreau să nu mă un minut să răspund. Împăratul de șațar a făcut un mare ospăț celor umii de mai mari a lui și a băut vin înaintea lor. Și auziți acum versetul 2. Și în cheful vinului a poruncit să fie aduse vasele de aur și de argint pe care le luase de unde? La Ierusalim. Tu și eu sunt vasa Domnului. Instrumentul și orice are, care l-a închinat Domnului, în vasa Domnului. Aleluia. Și aici vă spun un lucru minunat. Nu vreau să întind în povestea. Să ferească Domnul, să aveți de lucru cu un om care închina Domnului. Într-o biserică în România s-au furat sculele din biserică. Trei tineri. Nu vreau să dau numele și astăzi sunt pământ. Să te ferească Domnul, să te atinge și a Domnului. Cei care sunt față, nu dați în ei. Să vă ferească Domnul, că-s vasele Domnului. Și mi-a cumpărat un acordeon. Eram în biserica asta. Și vedeți cum Domnul spune că ce am eu să fie pus departe. Și l-am cumpărat pentru Domnul. Și l-am dat să credești în lume. Și acordeonul ăla mi-a vândut de aici din biserică, tot un frate. Și n-am înțeles multă vreme și într-o vreme Domnul deschide Biblia și mi-a spus ce mi-a închinat mie, rămâne în mie. Așa că gura ta, dacă astăzi îți vezi, Domnul a făcut de cunoscut, că sunt mulți care se mai închină și la alt Dumnezeu străin. Ai grijă cu te închini și ce faci cu sufletul și cu inima. Tu ești un lucru sfânt al Domnului, ești un vas de cinste. Nu vă închinați vasele și altul Dumnezeu. Păstrați-vă curați pentru Domnul. Ce fratele citea și mă vine să spun. Și nu uitați, Moise. În Numele, capitolul 12, versetul 4, spune că era un om de cum nu a mai fost pe fața Pământului. Doamne, ajută-mă să fiu și eu pe el. Și mai zis că câteva versete spune că Domnul a plecat din mijlocul poporului pentru ce? Pentru o simplă vârfă. Dar Aron și Maria, oare numai prin el vorbește? Și vin și tu și vin și la biserică și cântă frații și har, bă, dar numai cu prinie, că știu că nu așa cu prinie. Vezi că Domnul se duce. Și poporul rămâne și tu ești pedepsit. Oricine vine în față, vine să slujească împăratului și la biserică. De-aia nu vreau să cântăm singur, vreau să cântăm toți împreună, să ne luăm răsplată. În casa Domnului nu se ușură. Ce e mai important, stau în spate și să roagă. Îți motor în biserică. Îmi place că văd că biserica e plină. Și atâta timp cât e dragoste, biserica va rămâne zidită. Pe iubire
Pentru că ea e